Stay. Eu cred că a venit momentul să-i cunoașteți pe băieți. Ce faci cu floricelele alea frumoase? Câmpii. Dau unei fete. Pe copii? Copii? N-aș putea să mă relație, nu știu, așa cum... Așa bai poți să-l dresezi. Am foarte mare încredere în mine. Blonde, brunete, roșcate. Bună și un pic cărnoasă, bună și un pic mai slăbuță. Pune la Mariana. Foarte frumoasă, foarte frumoasă, fetele. Așează-te cu el acolo. Așa. Stai de vorbă cu fetele. Modisus cu privire așa. Asta nu? Asta nu? Asta da. Doamne, ce a venit în casa puterii naturală! Toate titlurile mele internaționale. Am luat și niște diplome clasa 1. O să le aduc aici să vedeți că am clasa 1. Bă, vine îndrăgostirea. Voi astăzi veți vota. Bă, dacă are și el pedepse noi. Vreau să-l cunosc mai bine. Fetele au votat pe cel pe care vor să-l facă lider acolo în casa băieților. Ba. Era, nu mai fi supărată că pe cine... Vă place vreo frate sezonul 1? Sezonul 1, vrei să spun sincer? Era, mă, frate, care era... Bianca, că e calculat, e cu minte calculat. Ana Maria, parcă. Băi, la locul ei, asta. Ce îți place, Ana Maria? Stai un pic, stai... Nu, nu, nu mai știu cum o chema. Zic că zici bine, mai zi o dată. Zici bine, mai zi. Stai, mă, cum o chema. Zi, mă, e simpatică. Și mie îmi plăcea de Ana. E simpatică, da. Ce faci de așa? Frumoasă tare, e frumoasă, mă, ce e, dar nu e frumoasă adevărat. Mă, vorbește cum e, să uită numai la ăla. Ce, mă, te-ai îndrăgostit de el? No, frate, aveți voi, ești nebun. Ana e fata cu care vorbea el, gen, să zic așa. Da? E una teta gagică, mă. Frumoasă. Da, aș vedea. Nu-i frumoasă, mă? Tapaci-ți. Bine, mă, e. O cea mai frumoasă, așa, ca și aspect fizic, mie, sincer, mi s-a părut Roxana. Bea rău, bă, așa, aspect fizic. Ia uzi, două din două. Eu zic, băi, dacă vorbesc fetele, lasă-le și pe ele să spună ceva. Că nu există asta, e numai monolog, ea nu știe ce e la dialog. N-ai cum, gen, dacă noi vrem să vorbim, nu, degeaba, să vorbim una peste alta, i-am spus. A, bine, deci ar trebui să vorbesc. Nu, că a zis cum ar putea să fac să nu mai fie un conflict cu fetele. Și am spus. Nu ai vorbit peste toată lumea, lăsa să spună fiecare ce are de spus, mai ales că suntem aici. Dacă eram acasă, nu cred că interesa pe nimeni să vorbească. Și așa vorbește și nu. Și peste Andrei era vorbit. Da, în schimb aici, fiindcă avem la valiere, e destul de greu. Și azi, bine, atunci o să vorbesc mai puțin. Sau, început. Dacă nu mai vorbesc, eu o să stau așa, nu mai zic nimic. Da. Bine, hai să nu facem subiect emisiune. Da. Dai pace și a revenit. Nu mă interesează. Da. Gala e aproape. Că Bianca, ne știu. Da? Tu ai stat da. Cel mai mult în emisiune. Ce știi de mine? Îți place de Jador. Doamne, toată lumea să înțeleg. Și că ai ieșit cu Jador. Ah, stai. Deci trebuie să clarific acum. Da. Nu. Deci eu în sezonul 1 trebuia să vin aici. Trebuia să vin aici în sezonul 1 și nu am venit din cauza Roxanei, nu știu ce. Ulterior, am înțeles că s-o aflat că eu ar trebui să vin în emisiune și... Le-au arătat la băieți ceva poză sau nu mai știu cum au fost. Nu, am fost în sezonul 2, la casting. Așa s-a aflat de mine și am vorbit pe Facebook și Instagram. Bareș m-a întrebat dacă nu mi-ar place de Jador și nu aș vrea să vin pentru Jador. Da. Dar eu îl vedeam obsedat cumva, într-o obsesie continuă de Simin. Așa zic, nu-mi trebuie un copil care e obsedat după cineva care respinge. Nu. No. Eu provin din familia de penticostal și el la fel. Și am zis, avem totuși ceva în comun. Mm-hmm. Și am zis, hai să vorbesc cu el. Am fost la casting și l-am văzut. Nu, no, da, ne-am văzut. Nu zic, un băiat extraordinar. Vom vedea pe viitor ceva. Eu nu pot să spun. Dar știi că a zis că aproape s-a îndrăgostit de tine, nu? Da? Da, a zis în emisiune. Da, a zis. Și toată ziua era ceva de genul? Frate, ce vrea și eu să mă îndrăgostesc. Dar el parcă simțea ceva, știi? Da, și a tot precizat de tine, dar nu... Le zicea la toată lumea o chestie, știi, ceva. Și după aia am făcut o conexiune. Zic, stai așa, s-a întâlnit, după aia mi-a spus Andreea
Și am zis, stai mă, că ăsta a fost în București, știi? Da, da, ne-am văzut, e un băiat extraordinar, dar e greu să mă îndrăgostesc, că mai cu seama el cum e cântăreț, nu știu dacă aș putea avea încredere. Pleacă non-stop, nu știu dacă mi-ar oferi, el trebuie să lucreze să îmi câștige încrederea. Mm-hmm. Îmi plac fetele mai slim, slim fit, așa, să fie super inteligentă și să mă înțeleagă cu treaba asta, cu muzica, cu asta, că și eu mai am cântări, mai știi cum e, sunt geloase toate. Ok. Tu? Da. Să-mi câștigi încredere. Dar nu caut o fată, zic așa. Și rog să n-ați câștigat încredere. Da, am văzut. Nu zic așa pe idee, nu vreau să zic ceva. Și rog să n-ați câștigat încredere. Atât. Tu, frate? Eu pun preț pe loialitate. Și țin foarte mult să mă înțeleagă așa, din priviri, dacă trebuie să vorbească și ce trebuie să vorbească, să se adapteze după situația mea. Mhm. Frumos spus. Ok. Bă, frate, la mine e mai complicat. Ok. Că, uite, de exemplu, știi și tu foarte bine, când suntem, de exemplu, îmi place să particip la competiții, știi, de fitness. Bă, și regimul e un pic cam strict la mine, adică nu pot să mă duc cu ea, de exemplu, la club sau să mănânc pizza sau dulciuri, chiar dacă ea vrea și vrea să ieșim în oraș să mâncăm. Păi, frate, nu poți să ieși cu ea în oraș, tu mănânci iarbă, ea mănâncă ciocolată. Îți dai seama cum te-ai simțit să fii pe dietă? Și să vezi că ea mănâncă ceva dulce în fața ta aia. Și tu să fii pe dietă de 2-3 săptămâni. Îți dai seama? N-am treabă de asta, nu. Bă, aia. Primele două săptămâni sunt cele mai nasoale, dar după ascultă, e ok. Frate, ascultă. Ea nu e... Ea... Nu trebuie să o supui tu la sacrificii de genul ăsta. Trebuie să vină de la tu, dacă iubești tu pe ea, zici, tu îi dai să mănânci. Ia și mănâncă, mă, ce vrei tu. Îți dai seama că îi dau să mănânce ce vrea, dar ai idee. E faza de mine aici. Bine, și să fie inteligentă, să nu fie chiar așa invidioasă, că am mai întâlnit fete, adică numai cât vorbeam... Bă, eu simt că m-am săturat de femei geloase. Nu vreau să fie geloasă. Deci, asta e la ordinea zilei la noi. Cred că peste tot e la fel. Zi, Andreiule. La fel, deci nu mi-aș dori să am o fată geloasă. Nu, despre nu ce e vorba? Și să fie o fire calmă. Îmi plac femeile calme. Ce îți place? De cine mi-a plăcut, da. De Andy. Mai mânză! Toată lumea are, știu, un gust mare. Nu poți să zici că nu. Dar caracterul trebuie să ai grijă. Pentru că dacă dă într-o fată... Da, stai puțin, că dacă și-a permis să dea într-o fată, asta nu înseamnă că o să dea și cu mine. Cu orice fată o să fie la fel. Cu mine nu-și permite chestia asta. Și bărbatul a fost provocat acolo, să fii serioși. Da, nu am spus că n-a fost provocat sau ceva. Am spus referitor strict la mine. Da, n-ai de unul să zici niciodată, dar e vorba cu gen... Dacă și tu provoci, adică și tu... La rândul tău, ripostezi, normal să facă și el ceva. Nu știu situația, doar am auzit după aia discuțându-se. Da, e normal. Da, și îți dai seama Regina. Îți dai seama că și fiecare bărbat și fiecare femeie, de exemplu, tu nu te poți comporta cu mine cum te comporți cu ea sau invers. Normal. Că n-ai cum. Normal. Depinde și cât de mult te cunoști și ăsta și dacă jignești și mă atați și ăsta. Îți dai seama că nici eu nu tac ca fraiera că te atac. Nu e normal. Dar știi ce băieți sunt dincolo? Cum? Nu, nu știu, n-am văzut nimic. Fizic. Da. Să fie bună. Da. Fiecare cum vrea să se vadă. Erau și băieți în casă de 30 de ani, none, hamude. Îi dau imagine. Opa! Opa! Bună, băieți! Bună, băieți! Ce frumoși sunteți astăzi! Sunteți foarte frumoși, băieți! Opa! Vai, ce... Bine, ce drăguț! Hai să-ți de 3 ori! Pui josule, pui! Le-am textul în Bianca. Când am pus și de-acolo. Stai, mă, să-mi... Hello, gagicini! Hello, băieții! Hello! Nu ne-am mușeu, fain de stai. Ce faci? Scuze, fată. Uite, încercam și noi să ne cunoaștem. Ia! Ia! Hop, scuze-mă, băieții. Hop, 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 hop! Timp, hop! Da. Bună! Bună! Wow, da! Mă, da, ați rămas fără glas. Iulian! Da, lăsați-l! Yeah. Câți ani ai? 21. Se pare citat. Mamă, tu suntem de seamă! Poftim? Suntem de o seamă! Ia auzi! Uite, am și unii aici pe deget. Uite, mari ce vorbește mult. Nu văd, mă văd pe mine acum. Mamă, bine, picoasă! A, eu știu ce spune. Uite-te, uite-te. Bună, băieți. Bună, Andrei. Bună, Andreea. Am văzut un băiat acolo. Andreea. Da, era Bogdan Mucam. Nu tu. Hai, Bogdan, da, Andreea. Bianca, vezi că nu mai e loc. Câte Andreea? Eu s-a îmbrăcat fata în galben, ca și mine.
Am văzut un băiat cunoscut acolo, Andrei. Bianca. Da, Bogdan Mocanu era. Hai, Mocanu, taci, ulea, că n-au auzit băieții ăștia. Nu, tu, vrem și noi să vedem cum e. Da, Bianca, da? Da? Bine, bine. Nu mai pun figura lui niciodată. Nu mai... Jador, uite cine a venit! Cine a venit? A venit! Oba! Te-a ascuns după perni. Bună, Ela! Stai cu minte, mânzule! Ce face, Ela? Putem să ne dați cadru pe amândoi cu Ela și cu Jador? Dar ce frumos a fost! Frumos a fost! Dar mare a vorbit! Nu știu ce băiță! Păi să mare! Mare, dar de ce vezi nimeni nu te-a judecat numai din motiv că deja ești din primul, știi? Am venit de la baie și direct... Dar ai vorbit numai tu! N-am prins din... Dar știi ce? Că știi pe toți! Mi-am plac toate! L-ăsta îmi plac veteranii! Mie îmi plac toate! Păi toate sunt frumoase! Comănii și Marii sunt prietenii noastre! Deci o să rămână și Marii! Bă, da! De ce? Era două, nu? Trebuie să le văd bă, față. Bă, pe cine a spus ochii? A spus ochii pe vreuna. Eu vreau să le văd față în față, frate. Cu galben, cum? Ce era, frate? Da, mă, era îmbrăcată ca și mine în galben. Și are ghică tine. Deci, ți-a plăcut, da? Nu am văzut-o bine, că nu i-a dat prin plan pe față. Așa. Tu, frate, ai pus ochii pe cineva? Bă, aia îmbrăcată galben. Băi, eu am pus ochii... Bravo! Eu am pus, toate pus ochii. Eu zic sincer, toate am pus ochii pe toate. Mi-mi plac toate. Acum ați văzut vreodată băieții? Da! Da! La casă! Deci nu ai reușit din cauza lui Bogdan și lui Jador, nu ai reușit să văd cine-i. Dar voi știați că Bogdan și cum Jador sunt dincolo? Nu, din motiv că ei sunt. Deci ce înseamnă oamenii populari și care sunt... Te concentrezi la care știi. Dar vezi că noi știam, dar era să mă scap. Nu, au apărut pe internet zvonuri cum că ați venit, Carbe. Eu aș spune mai multe, dar nu spun. Eu cred că a venit momentul să-i cunoașteți pe băieți. Antrenor personal de fitness. Ce faci cu măricelele alea frumoase? Câmpii. Dau unei fete. De copii? Copii? N-aș putea să mă relație cu, nu știu, așa cum... Așa mai poți să-l dresezi. Am foarte mare încredere în mine. Blonde, brunete, roșcate. Bună și un pic cărnoasă, bună și un pic mai slăbuță. Pune la Mariana! Foarte frumoasă, foarte frumoasă, fete. Așează-te cu el acolo. Așa. Stai de vorbă cu fetele. Modisus cu privirea așa, bine. Asta nu? Asta nu? Asta da. Doamne, ce-a venit în casa puterea dragă? Toate titlurile mele internaționale. Am luat și niște diplome clasa întâi. O să le aduc aici să vedeți că am clasa întâi. Bă, vine îndrăgostit de-a. Voi astăzi veți vota. Bă, dacă are și el pedepse noi. Vreau să-l cunosc mai bine. Fetele au votat pe cel pe care vor să-l facă lider acolo, în casa băieților. Era, nu mai fi supărată că pe cine te-a legat.